cu Marte în fecioară, în casa locului de muncă și a sănătății, pentru Berbec, energia voastră tinde să se consume în acțiuni mărunte, cu consum de energie, cu nemulțumiri, cu critică, pe care poate că o aveți amplificată critica față de ce lumea din jur, de opoziția lui Marte cu Jupiter. Aceasta influențează relațiile cu prietenii, cu protectorii, cu asociații profesionale și se face simțită în primele zile ale lunii august. Aduce exagerare, manie, agitație, revoltă, indiferență la consecințele acțiunilor proprii, aspecte ilegale, înfrângeri în procese, actele întocmite eronat, pierderile financiare, din punct de vedere al sănătății, aduce și excese, febră, boli ale sângelui, ale ficatului, scăderea vitalității. Suntem avertizați și la relațiile de familie care se pot tensiona cu neînțelegeri și cu rivalități. Și la posibilitatea de distanțare de viața de familie, la excese și la distracții. Luna nouă, însă, în această lună august, se formează pe casa creativității, a iubirii, a educației, a hobby-urilor, a educației copiilor, jocuri, speculații financiare. Aici puteți începe proiecte noi, relații, prietenii. Poate fi un început favorabil în acțiunile voastre, în luarea unor decizii, în fixarea unor țeluri, a unor scopuri. Puteți face planificări, organizări, dar și puteți începe un tratament sau o terapie pentru vindecare. Luna nouă pentru săptămâna aceasta va fi chiar pe 8 august, deci practic în ultima zi a acestei săptămâni.